articol mai vechi despre geme. Da, e un articol de publicat în Ziarul de Gardă. Ziarul de Gardă la 14 ianuarie 2010. Mai mult de 10 ani. Ziarul asta, publicația aceasta a fost făcută după o conferință de presă a mea, organizată despre situația la ASA Gemeni. Conferința de presă a fost dictată de rugămintea lui Filat. Ca eu să fac o conferință de presă, să povestesc tot ce a făcut acolo Voronin și ceilalți Poroșenko, și el mi-a promis că va ajuta cu continuarea dosarelor penale împotriva lui Poroșenko, Voronin, intentarea altor dosare, spunându-mi... Atunci Filat era la guvernare. Da, păi Filat, cum a venit, asta a fost, rugămintea lui a fost în octombrie undeva. Am fost invitat la o întrevedere cu el, prin anumiți deputați. Nu numai eu am fost invitat, au fost mulți invitați atunci, deci, inclusiv l-am văzut, înaintea mea, pare mi s-a a fost la Filat și a ieșit de acolo Stipuleac, unul din frații Stipuleac. Și iată această conferință de presă, eu, decâtând că domnul Filat nu și-a onorat promisiunile, eu am făcut-o până la urmă. A fost de multe ori amânat, ea trebuia să aibă loc până la anul nou, 2010. A fost efectuată la 10 sau 12 ianuarie, iar a ieșit această publicație. Ca n-ai inventat în conferință, doar că ai făcut-o, da, la făcut-o rugăminte la politică. Da. Păi eu eram gata și fără rugămintea politicului să fac, dar mă rog, a intervenit și politicul, eu am zis că, bă, ce bine te fac, tot ce mi se spune, știi, ajut. Sunteți într-un gând. Organele, cu atât mai mult, cei de la CCC mi-au spus, mi-au transmis, că, bă, hai să începem, că noi avem toate dosarele, șatele și alu Pohotu, și alu Poroșenko și tot, și facem un dosar clasic și îl ducem la judecat. Lu Voronin. Da, lui Voronin și nu numai lui Voronin, și lui Poroșenko. Aha. Poroșenko atunci era în exercițiu? Nu mai era. Păi în 2010, Poroșenko, în 2009, încă nu era președinte, nu era, da? Președintele Ucrainei. Ei ulterior au zis că nu mai face nimic despre Poroșenko, că el e președintele Ucrainei și e protejat de americani. El e împotriva rușilor, știi, bă. Iată, deci domnul Filat n-a făcut nimic. Și iar mie, după această conferință de presă, pe data de 14, mi-a fost intentat un nou episod din dosarul meu penal care era intentat de ei în 2015. Aici au figurat capitanul Găină de la CCC, procurorul Compa de la Procuratorul Anticorupție și domnul Morar, cum îi spune lui ăsta, care astăzi... Care mă e reținut, arestat, da, sau arest la domiciliu, nu știu cum. Nu-i doresc nici arest, dar, mă rog, omul trebuie pus la punct, eu cred, până la urmă, cu ajutorul. O să vedem cui va ajunge și el unde trebuie. Deci, până la urmă, ei au inițial au dorit să mă aresteze, până la urmă, înțelegând că în dosarul ăsta ei nu pot ancheta nimic fără să ajungă la Voronin și Plohodniuc, de Poroșenko, eu vorbesc mult de Plohodniuc, ulterior, Voronin a fost schimbat de Plohodniuc în toate activitățile acestea. Deci după 2010, după 2010, da. Păi Voronin a pierdut puterea reală în 2009, până una alta, până, de exemplu, la 1 ianuarie 2010, domnul Vladimir Voronin a fost înlăturat, echipa lui și de la Gemeni. Până la 1 ianuarie 2010, ei cu Plohodniuc împărțeau 50-50 venitul. Asta se poate dovedit foarte ușor, sunt documente, contracte, deci... Chiar direct Vladimir Voronin sau oficiorul care era bancher? Ei, nu, o parte din venituri care nemijlocit erau încasate de la acționari, de la cei de la Gemeni, de la arendaș și ce, se ducea pe un cont la, eu nu știu acum pe care firmă e acolo foloseau, se ducea pe cont, asta se poate, am contractele respective, se ducea pe contul la Fincom Bank, dar altă 50%, cam 50% se ducea la un cont de la Victoria Bank, care le avea Gemeni. Și asta, deci, acolo gospodăreau unul Prisacaru Igor și împreună cu unul Sergei Uscov, care Sergei Uscov era reprezentantul lui Voronin, dar Igor Prisacaru era reprezentantul lui Plohodniuc. Deci, asta eu o arăt așa, printre altele, deci, ca... Și ce vreau să subliniez? Iată, după ce Ziarul de Gardă a publicat această fotografie și comentariile respective, la ei a venit o persoană și li s-a spus că dacă mai publicat ceva despre Gemeni, o să închidem ziarul și o să vă facem dosare penale la conducerea Ziarului de Gardă. Timpul lui Filat, timpul era președinte. Să vezi dacă povestesc implicarea lui Gimpu în toate acestea, împreună cu, dacă mi-aduc aminte, cine, doar cândva
ăștia doi prieteni, cum îi spune, deci, Țopa. Țopa. Eu eram în spital, Țopa spune, voi, domn Rotaru, haidem, iată, ne primește domnul Gimpu și așa mai departe. Eu, mă, după operație era. Vă zic, domnul Gimpu nu ne mai primește. Eu zic, de la Gimpu n-am aflat nimic bun niciodată și n-aș chept nici la el. Nu, o să ne primească, tu ești, ța, te îmbrac, te gătești și eu azi te sun la ora 11 și noi la 12 trebuie să fim la Gimpu. Băi, mers. Și erau în Moldova, veniseră? Da, păi erau, Țopa pe urmă a fost condamnat, nu în 2009-2010. A fost condamnat, doar problema. Toți ascund problema asta, că problema Victoriei Bank a apărut în 2010, când era la putere Filat și Gimpu. Mie mi-am luat averile în 2007, când era Voronin și la acei de la Andy Spitz, acum a fost nu de mult unul de acolo, de la Andy Spitz la Natalia Muraș, a spus, a turnat niște minciuni acolo. Sunt multe situații care nimeni nu le cunoaște, deci, în țara asta. Și, deci, în 2010, s-au petrecut aceste evenimente Victor și Viorel Țopa au căzut în disgrație începând cu 2010. Și noi atunci s-au făcut și dosare penale, ulterior am blat, eu i-am întâlneam și eu aveam dosar penal și ei aveau dosar penal și alții mai aveau dosar penal și eu le-am propus deci la frații, la băieții ăștia cu numele Țopa și lui Andrei Năstase pe atunci, hai să facem o echipă să ne apărăm toți împreună, că nu e normal fiecare în parte. Ei au refuzat și eu nu știu ce au rezolvat ei problemele penale, Victor Jurel Țopa, eu cred că Andrei Năstase ar fi putut să-i ajute, dacă nu și-ar dar eu nu știu de ce n-au făcut-o, din nedorință sau din necompetență sau mai știu ce. Și iată, deci eu am arătat aceasta pentru ca lumea să-și aducă aminte ce a fost. Nu, toți vor să uite despre aceste evenimente din 2009 și 2010. Sunt noi, la fel atunci de a fost problema procurorului general, ții minte, în 2009, când trebuia să devină procuror ba Plămădeală, ba nu știu cine altul, și când acolo a fost numit cel care a fost numit, deci domnul Urecheanu. Zupco a fost numit. Câteva documente am să arăt. Deoarece spun mulți că, iată, domnul Poroșencu nu a avut nicio activitate în Moldova, el n-a existat, el singur a spus că nimic n-a avut cu Republica Moldova. Iată, vreau să arăt un document, să filmez un document. Acesta este procura, dată de un oricare Udovicenco, Udo Udovicenco, în 98, e dată pe numele domnului Poroșencu. Iată așa, că cu semnătura în original. Asta e lui Poroșencu, dar în originalul lui Poroșencu. El a primit această procură. E dată încredințată lui că domnul Poroșencu va reprezenta compania aceasta, Walker Group Limited, nu știu dacă citesc corect asta, cred că în engleză, la adunarea generală a SAGEME. Vdovicenco o să-l reprezinte pe Poroșencu. Nu, Poroșencu să-l reprezinte pe Vdovicenco. Ciudat. Nu, există, eu am vreo 10 din aceste procuri cu semnătura lui domnul Poroșencu, când domnul Poroșencu le dă al de Udovicenco și altora le dă procuri de la numele firmei astea. Dar în cazul ăsta, el reprezintă firma dată, îl reprezintă pe Walker Group la adunarea generală acționară, în 98. Asta e unul din documente. Eu aici, iată, mapa aceasta, sunt o sumedenie de asemenea documente. Iată încă un document. Iată, asta e document pe domnul Poroșencu. Poroșencu Piotr Alexeievici, председател Совета. Фондулы де инвестиции Букурия Инвест СА. De la фабрика Букурия? Care era la, nu, el era, asta e fondul care ținea la fabrica Bucuria. Înțeleg, da. Și la fabrica de sticlă, și la geme și așa mai departe. Deci, Poroșencu Piotr Alexeievici. Madan, Ladan Simeon Sergeevici. Și Muntean Iuri Grigorievici. Asta e Iura Munteanu de la Partidul Comuniștilor. Da, a fost da, deputat. Am făcut cu Tkaciuc un partid de stânga. European, progresist. Ca fapt că ei au fost pe la gemeni toți, prin fondurile acestea, iată. Și iată semnătura domnului Poroșencu, în original, al lui Muntean și al lui ăsta, Ladan. Eu nu știu. Dar oare de ce ai șters numele lui Muntean, să-i corectat ceva? Nu, aici... E ceva posibil s-a făcut corector. Încercare, dar eu am obținut-o când am obținut-o, n-am schimbat nimic. Iată, e scris cu mâna cuiva, nu știu a cui e mâna aceasta, poate fi al lui domnul Muntean, văd că aici poate să nu fie semnătura, poate să nu fie al lui Muntean, nu exclud, dar semnătura aceasta este lui Poroșencu.
mai avem, mai am asemenea. De ce eu spun asta? Pentru că mulți spun că, păi, ce, s-a ascultat un pirotar, vorbește aiurea, deci nu a fost nimic. Iată, printre altele. O set de recipise. Nu de mult a vorbit domnul în original, asta e eu, o joc. Iată, au câștigat ce, la CEDO. Raspisca, ia o joc, e Polucilu Tarchushenko, unul din locotenenții lui Poroshenko, деньги в сумме 25.000 долларов США на покупку акций. 2.97. Шартушенко это чела? Да, din procură? Е чела. Ну, ну, а чела Вдовиченко. Вдовиченко. Мульцы в Украине, сын же Транснистрии на фазе. А я арет документ со стадичи, потому что ну, де мута ворбит усатый, despre care Шпарский. Я ты Шпарский fost unul din colaboratorii, prieteni, eu știu și alu Poroshenko și echipei. Iată raspisca. Ia Шпарский. Получил от Тарчушенко 2000 долара США. Nu scrie pentru ce. Dar mai sunt și alte de astea care le-a scris Шпарский, care scrie pentru procura acțiunilor. De ce spun asta? Pentru că Шпарский și toată familia lui a fost omorâtă. Tăiat cu toporul. Uh-huh. Și multe alte crime au fost săvârșite împotriva acționarilor gemeni, dar nimeni nu le-a anchetat niciodată. Și nimeni, iată, eu de câte ori eu vreau să trag atenția cetățenilor că eu am citit lecții pe la universități în Republica Moldova. Mulți din judecători care și astăzi se află la Curtea, unii dintre, la Curtea Supremă, care au ieșit de acum la pensie, unii din procurori care azi ocupă funcții importante și așa mai departe, au fost studenții mei. Și eu am informații destul de detaliate despre activitățile procurorilor judecătorilor din Republica Moldova. Și ce îmi pare mie straniu, eu de ce am venit astăzi, am rugat să mă asculți, că ieri eu am nimerit într-o situație așa cam nu plăcută pentru mine. Deci am văzut filmuleț, emisiunea lui Natalia Murar despre cum Bolbocean, Petic stăteau în pușcării, deținuți așa numiți politici. Nu, Bolbocean nu cred că el e deținut politic, nici Petic nu e deținut politic. Poate ăsta Grigorciuc, așa care mai știu eu. Toți ăștia care vin la Natalia Murar în emisiune, cum nu e straniu, au fost oamenii care au activat în echipele respective. Respective în ce sens? Nu, de exemplu, domnul Bolbocean a fost membru activ al Partidului Bragheș. Ulterior a trecut la Partidul Democrat. Păi nu da, din... și pentru activitatea lui politic, pentru că a criticat Partidul Democrat, el zice că l-a băgat la pușcării. Nu mai criticat nimeni acolo. Poate, într-un timp, au fost nevoiți să nu procedeze așa cum li s-a cerut, au refuzat și ulterior. Problema e alta, nu mă interesează cum au nimerit acolo. Deci nimeni din ei, ascultă, și nici nu li se dă asemenea întrebare. Cine a le-a închetat dosarele? Cine a trimis dosarul judecată? Ia, cu tot regimul, Plahotniuc, nu? Păi nu, Plahotniuc e unul, dar stai puțin, ia uite. Eu de ce vorbesc? Am primit o scrisoare. Deci, iată aceste întrebări, nici jurnaliștii nu le dau. Păi, nu a fost unul Voronin, n-a fost unul Plahotniuc, care i-a băgat pe toți la pușcărie. Au fost oameni concreți și ei sunt astăzi oamenii plină procuratură și anchetele de acești oameni. Și-am văzut Stoianoglu, le zice, hai să ne lăsăm de trecut, hai să facem altfel. Eu am mare încredere în Stoianoglu, dar el e unul. Nimeni din conducătorii actuale țării nu dorește anchete reale și serioase. Eu de ce vorbim? Iată, am primit un document acum. Iată, i-am scris o plângere președintelui Curții Supreme de Justiție. Iată, cine e acum? Iată, interesant. Președintele Curții Supreme de Justiție Republicii Moldova sau persoane care îndeplinește obligațiile președintelui. Iată, vreau să câteva cuvinte am să citesc. Ca avocat sunt introducerea nu are mare importanță. Ca avocat sunt absolut convins că procurorii care au fabricat cauza penală, cauza mea, numărul, iată, mă rog, nu are importanță, și judecătorii care au judecat-o, ignorând toate legile țării și legile internaționale, merită pedepse penale și excluderea din sistemul, din sistemele în care activează.
mai ales se referă la judecători. Dar mă ating găsiți scrisoarea asta integral, pentru că dosarul e acum la Curtea Supremă, nu? Nu, vă scriu aceste rânduri, aceasta n-am citit. Aha. Vă scriu aceste rânduri în speranță că după ce veți citi recursurile menționate, veți întreprinde totul pentru a nu admite și complicitatea judecătorului Curții Supreme de Justiție în condamnările legale în cauza penală, în cauza penală împotriva mea. Am avut de ce îmi scrie, iată, colosal, deci, măcar asta, dar am obținut tot rezultatul acestei plângeri. Am obținut o scrisoare. Curtea Supremă Republicii Moldova, în care domnul Timofti Vladimir, care este judecător interimar, am înțeles, președintele Curții Supreme de Justiție interimar, îmi scrie, îmi răspunde la această preîntâmpinare și îmi spune că care-i problemă. El nu se amestecă. N-au dreptul să amestece în dosare concrete, dar eu nici nu-i zic. Eu i-am scris aici că să-i preîntâmpine pe cei care... De ce? Eu nici nu-i zic să amestece în dosare concrete, dar problema constă în că domnul Timofti Vladimir a ținut în mână dosarul meu penal. În ce calitate? În calitate judecător a unui recurs al meu, asupra deciziei Curții de Apel Chișinău. Și în rezultatul că dosarul meu a ajuns în mâinile lui, și nu numai din vina lui, dar mă rog, ei erau acolo trei judecători, raportori, era, pare mi se, domnul Țărcanu, ei au luat o decizie ilegală în cauza respectivă, când au examinat-o. Și acum eu ce trebuie să mă gândesc? Domnul Timofti. Păi ilegal în ce fel? A fost anulat ilegal, de ceva? Deci, de constatat CEDO sau cum? Au scris că recursul meu este inadmisibil. Necătând că Curtea de Apel Chișinău a spus că este pot depune recurs și mi-au scris că decizia lor să atac cu recurs, dar ăștia de la Curtea Supremă au zis că nu pot ataca cu recurs decizia respectivă a Curții. Din asta o consideră ilegală, dar nu numai din asta. Judecătorii care ei ce vor? Iată, domnul președintele interimar, care e problema lor? Că ei nu, adică ei nu știu nimic. Asta toată politica aceasta cu neimplicarea, neamestecul în anumite cauze concrete și așa mai departe, ei lor le trebuie din ce cauză? Pentru că să nu spună cineva, eu să nu spun că domnul, până la urmă, domnul Timofti a știut despre condamnarea mea ilegală. El îmi spune că nu are dreptul să implice. Dar eu nu-l rog să implice în dosarul respectiv, eu rog să le lămurească membrilor Curții Supreme de Justiție că băi băieți, încetați să lucrați la comandă, băi băieți, încetați să luați mită. Pentru că de ce eu spun asta? Pentru că eu i-am scris la domnul Vladimir Timofti nu întâmplător, pentru că eu știu că cei care m-au condamnat pe mine la Curtea de Apel au obținut garanții de la membrii Curții Supreme de Justiție. Și eu cred că din conducerea, luând în considerație că acum domnul Vladimir Timofti, președinte, interimar președinte, adică președintele a fost numit anume din judecătorii colegiului penal. Pentru mine este o problemă mare. De ce anume omul ăsta a fost numit în funcție de președinte interimar când se rezolvă foarte mari probleme acum în justiția Republicii Moldova? Adică domnul procuror general încearcă să studieze dosare concrete, auzi? În primul rând, măcar acele politici, vă 38 care au spus ei acolo în presă, dar de ce n-ar studia și dosare, nu numai politici, păi toate categorii de dosare, că acolo 80% din dosare au fost fabricate ilegal, eu sunt bag mâna în foc, dacă noi astăzi îmi dați 1100 de dosare, eu mă uit în ei și eu cred că 80% din ele au fost intentate, anchetate și judecate ilegal. Din acele care au fost de acum oameni condamnați, adică cu hotărâri irrevocabile. Iată, în cazul meu, urmează să pronunță definitiv și irrevocabil, adică Curtea Supremă de Justiție. Dar eu nu am încredere în acești judecători, înțelegi? Nu am încredere, pentru că ei au garantat de acum, eu știu, că dacă Curtea de Apel a pus, acei de la Curtea de Apel au zis că, da bă, noi putem să-l condamnăm, dar duceți-vă la cei la Curtea Supremă dacă ei să ne anuleze decizia noastră sau să o lăsăm în vigoare. Pentru că în dosarul care eu a fost intentat împotriva mea 10 ani în urmă, pentru a înlocui dosarul cel cu Gemini, intentat împotriva mea, cu alt dosar, au făcut al doilea dosar, care l-au anchetat 10 ani de zile, când lor le-a venit de acum cuțitul la gât, că era la CEDO și un altă, ei au zis că dacă nu te dezici noi, gata cu tine, ei m-au condamnat, asta vară. Vara 2017 m-a condamnat Dulgheru, dar eu pe Dulgheru pot încă să-l născuz, înțelegi?
că el era sub presiunea lui Plohotniuc și Plohotniuc putea să facă cu el ce vroia atunci, în 2017. Dar în vară, în toamna lui 2019, cred că m-a condamnat cei de la Curtea de Apel, eu nu pot nici cum să-i scuz pe doamna Silvia Vrabi și ceilalți doi care au fost în acest colegiu. Pentru că ei de acum nu mai erau sub presiunea lui Plohotniuc. Puteau să ignore toate cerințele lui Plohotniuc și acelor de la Gemeni și acelorlalți și puteau să ignore și cerințele lui Cernoliov, care a închetat dosarul, și al lui Dulghiero, care m-a condamnat, și puteau să iei o decizie legală. Nu, ei au preferat, sunt sigur, să ia bani și de informații care le-au luat bani și m-au condamnat. Obținând garanții de la cei de la Curtea Supremă că aceia o să declare recursul meu inadmisibil sau o să-l respingă. Da, există riscul dosarul să fie la CEDO admis, păi, nu? Da, o să fie. Eu dacă Curtea mă condamnă, Supremul de Justiție mă condamnă, eu o să mă adresez la CEDO. Dar problema că eu pot să mor până atunci de 10 ori până o să examinează CEDO. Iată, dosarul Rimski. Eu știi că noi am vorbit mult despre dosarul Rimski. Rimski a fost condamnat. Și nu numai el, dar vreo 8 persoane alături cu el, toți au ispășit pedeapsa. Încă în 2009? Da, încă în 2009 au fost condamnat și iată dosarul lor. Eu n-am nicio informație, cu toate că eu am fost reprezentant. Eu am semnat pentru 6 din aceste persoane plângeri la CEDO. Uh-huh. Și toți din ei aproape s-au dezis de plângerilor la CEDO pentru ca să iasă mai repede din pușcării. Inclusiv și Rimski. Până la urmă Rimski cred că a acceptat, a scris că nu are pretenții față de Republica Moldova și lui i-au dat drumul după 9 ani de pușcărie, necătând că el trebuie să stea acolo 12 ani. Și știind încă că el este grav bolnav, știind că este bolnav de cancer și mai are acolo jumătate de an, un an. Și el cum a ieșit? Pe jumătate de an, cam, dacă nu știu, nu mai țin minte, n-am mai urmărit când a murit, că a murit. Și ce dacă Rimski s-a adresat la CEDO? Și ce dacă eu, de exemplu, 10 ani aștept hotărârea CEDO pe primul dosar penal cu Gemeni care a fost intentat? Iată, aceste dosare e la CEDO. CEDO mai are 2 dosare referitor la activitățile Gemeni împreună cu mine. Eu sunt pe unul singur, pe acel cu penal, dar pe acel cu avere, noi suntem 4 acolo. Uh-huh. Și noi, CEDO ce a făcut? 7 ani de zile a ținut plângerea noastră cu acțiunile și cu averea Gemeni fără nicio mișcare. 7 ani. Și numai acum poate după dosarul ăsta o joc să meargă mai repede, nu? Deja au domnul, precedent. Poate s-a spus că am mai câștigat un dosar, numai că nu am nicio informație despre el, adică pentru clienți, pentru alți clienți am eu un dosar civil am câștigat. Și eu acum, iată, deci, mai există o problemă. Iată, domnul, de acum eu un favor pentru mine că mi s-a comunicat în scrisoarea aceasta semnată de președinte Reimar că recursul meu va fi examinat în procedură de admisibilitate. Adică ei 6 mai, tocmai, peste 2 luni, au de gând să hotărască dacă e admisibil recursul meu și nu e admisibil și cred că o să-l pună la Curtea Supremă și o să-l pună dacă chiar îl admit. Dar eu acolo știu, acum mi s-a spus că acolo îmblă Val Vârtej și ăștia de la Gemeni și cei de la, și oamenii lui Dulghiero și doamnii lui Cernoliov și al lui Vrabi, tăți, nu cumva, deci să fie schimbate sentințele împotriva mea. Și eu știu tare bine cum să, eu o să, dacă o să facem o înregistrare unde eu o să aduc câteva dosare și o să povestesc cum au fost intentate, cum și la cine a apărut, pentru că nu putem să nu ignorăm și să nu vorbim despre dosare penale concrete. Nimeni nu vrea să vorbească despre aceste dosare penale concrete, pentru că ar fi prăpăd în țara noastră și până la urmă, eu cred, poate numai dacă devine președinte usate, poate atunci o să ajungem și o să anchetăm toate fărdelegile procuratorului, procurorilor, anchetatorilor, judecătorii în dosare concrete. Iată, dacă vorbim despre dosare concrete, iată, am luat aici un dosar, unde e el? Despre care mult vreau să vorbesc și am înconvințarea inculpatului, condamnatului, deci să vorbesc despre dosarul ăsta. Dosarul împotriva lui Alexandru Lipatov, Lipatov Alexandru, sentința din 6 iulie 2018, municipiul Chișinău, judecător sectorului centru, judecător Jetta Chistol. Domnul Lipatov a fost condamnat la 7 ani de pușcărie pentru trafic de persoane. Conform articolului atât scris, a fost condamnat conform articolul 165 alinea 2, litera D. Și este important că acest articol prevede că oamenii pot fi condamnați prin trafic de persoane numai dacă se săvârșesc
traficul împotriva două persoane și de două sau mai multe persoane, adică în grup. Uh-huh. Aici, mai multe victime. Da, da. Aici e unul lipat în dosarul ăsta și o singură victimă, care după două zile, din momentul când ea s-a întâlnit cu lipatul, a fost făcută investigator sub acoperirea poliției. Și cel mai important este că este doamna judecător Chistăluit și scrie la începutul lunii aprilie. A constatat, înțelegi? Ea scrie, a constatat judecata, adică nu spune cineva lipatul, dar judecata a constatat că aproximativ la începutul lunii aprilie, la începutul lunii aprilie, 2017, aflându-se în Chișinău și așa mai departe. Mai departe, uite, dar ce spune asta, spune lipatul? Că în luna aprilie, aflându-se la domiciliu, a vizitat internetul. Abia el a vizitat la începutul lunii aprilie. Da, doamna, acum, acea victimă, uite ce spune. Că la data de 12 mai 2005, adică nu la începutul aprilie, dar la mijlocul mai, a primit o cerere de prietenie pe stiul său de la lipatul. Adică unul spune că în aprilie, la începutul, alta principală persoană vătămată spune că la începutul mai, dar dosarul penal ăsta a fost intentat în martie. Iată, un capitan scrie că el, iată, ofițerul principal de investigație, n-are important cine, în cadrul secției a parvenit informații operative precum că persoane la moment neidentificate. Și tot dosarul ăsta se vorbește, doamna, ei spun că da, persoane neidentificate. Era un grup cu lipatul, dar ei așa și nu le-a mai identificat și nici nu s-o străuit să le identifice. Deci ei au făcut provocarea, i-au băgat agenta lor, el a traficat-o și a intrat la pușcărie pentru agenta lor, ei au provocat. Și el spune, că și rudii lui spun, la mine a venit femeia lui astă vară, întâmplător eu m-am băgat în dosarul ăsta, că el s-a cerut, v-a zis că 7.000 de euro, deodată 10, pe urmă au zis că bine, 7, nu, a mers la pușcărie și el și-a zis până acum. Și Curtea de Apel, că timp că eu am scris că voi încetați dosarul ăsta, că e clar, că e absolut ilegal să vezi după ce m-a apărut eu în dosarul ăsta și după ce am scris eu ce am spus eu acum, să vezi ce vânzoleală în jurul lui Patul, la au început iar să-l chem din nou la poliție. Și el ce, arestat al doilea an fără Am dat comandat și Curtea de Apel tot l-a condamnat. Dar cum? Nu poate fi. Tot cam chiar dacă ai arătat ilegalitățile. Da. La Curtea de Apel, toți judecători, eu am informații că ei s-au sfădit chiar în față de mine, ei s-au sfădit odată, că ei nu veneau, au amânat de vreo 5 ori dosarul ăsta, înțelegi? Dar când au văzut că nu mai pot, știi, să-l ții, e cam dubios, au luat și l-au condamnat. Eu credeam că o să-l achite. Curtea Supremă? Și acum e dosarul, cred că e la Curtea Supremă, eu n-am informații. Am mai ținut legătură cu doamna, soția lui, dar vreau să spun, băi, domnul Oleg, așa dosare sunt foarte multe, foarte multe. Și pe articolul ăsta, cu trafic de persoane, și pe articolul 190, adică excrocherie, cum pe mine, eu am fost învinuit acolo. Doamne ferește, și pe trafic de persoane cel mai strașnic este că stau multe femei, absolut nevinovate, care n-au putut plăti. În principiu, dosarul este să fac ca regulă pentru că a scoate bani din oameni. Sau dacă ai pic pe cineva, sau vrei să iei business, sau mai știu eu ce. Și dacă plătești, ți-l închid până la urmă, sau în suspendare, cum dosarele atât. Toate dosarele intentate împotriva mie, împotriva lui Poroșenco și așa mai departe, sunt proceduri de suspendare, iată, 15 ani de zile. Iată dosarul meu pe care îl acedu acum, și nu știu nimic despre el, nimic. Și nimeni nu mi-a comunicat că e terminat, că e trimis în judecată și așa mai departe. Iată care e situația, deci, și domnul procuror general a trebuit să facă o echipă care studiază dosarele acestea, ca de felul lui dosarul lui Patov. Studiază aparte o echipă care a fabricat dosare pe excrocherii, pe articolul 190. Foarte multe dosare au fost făcute ilegal și la comandă pe falsificare de dolari. Numai că în ultimul timp, când s-a terminat, se vede cineva le-a dat din deget. Băi, dacă vin cei din Washington, vă bagă pe toți la pușcărie și cam s-a terminat. Știi că a fost odată în campania electorală din 2009, filat, cineva sau Urechean a zis că Voronin folosește dolari falși în campania electorală. Și Voronin s-a
enervat și le-a făcut dosare penale cu ajutorul lui Rimski, vroiau să le impună ca el să dea declarații împotriva Filat.